Am să citesc cel mai scurt poem pe care l-am la mine, Evantai. Iar am ajuns pe strada unde o femeie își înfășoară fața într-un geam. Mulțumesc! Stai că eu nu am, trebuie să-mi caut, nu mai prind, mai prind. Ioan F. Cum să citesc două poeme scurte, evident scrise încă, scrise încă din timpul vieții. Nu ne-am mai vorbit de vreo două vieți meritate. Stăm retrași în somnul acesta care ne tot îndepărtează, ne face semne care nu ne mai ajung din urmă. Ne dăm saluturi matinale care nu ne mai găsesc. Scriem direct în umbre putate, care cad ca toamnele în respirațiile obosite. Nopțile ne întind iarăși pe catafală. Ne aprind o lumină în priviri. Ne pregătesc mâinile de paradă. Toate sunt pregătite pentru marea întoarcere, pentru tot ce nu a fost povestit. Și când te gândești că nu ne-am mai vorbit de două vieți și de două morți neîntrerupte, și cât te gândești că în tot acest timp am tăcut în delir. Sigur, un ultim poem, tot scurt. Eu nu am fost, nu am fost niciodată nicăieri, pentru că nu am unde merge și de unde veni. Pentru toate acestea mi-ar trebui o palmă de loc, o mână de timp. Uitat din neloc în neloc, mi-ar trebui o altă naștere și o altă moarte unite într-o singură pronunție. Alte umbre ale pașilor, cu ecoul lor asurzitor, cu drumuri părăsite neștiute priviri. Ojile nopții se crăpau și din ele ieșeau la lumină durele alte nopți. Toate drumurile se întorceau și mai singure, necălcate de pasul niciunui cuvânt. Nu e cine să înceapă, nici cine să sfârșească zbaterea în tăceri, toate adâncurile brațelor lor întredeschise. Eu nu am unde merge și de unde veni, pentru că mi-ar trebui câte o viață pentru fiecare clipă risipită pe drum, mi-ar trebui câte o moarte să am, din când în când, unde vă rupi. Vă mulțumesc! Morților vii, Dumnezeu le arde și sufletul tăciunii aprind și negura zilei, limba de nisipul strecurat din o oră în alta. Trei biserici suprapuse dictate de ori, mi-au modelat creierul cu profitul sub și asemănarea lor, imagini înghețate și o pască răscoasă dulceagă, sub limbă am ascuns medicamentul, m-au pus în genunchi, roagă-l pe Tatăl tău să-mi fie mire, astupă cu trupul tău spărtura din trupul meu, vrei totuși o ultimă țigară pe lumea inversă, pleacă din înapoi. Mișcă-te, fă ceva, mănâncă-ți inima, șterge-ți numele. Billy. Ascultând somnul de după amiază, i-au spus, Billy, băiatule, toate literele se bat în piele, nu spun nimic, nici tata, nici mama, adormiți sub patria răului, de azi pe mâine povestești zile care ți explodează în fața cui nopții de insomnie ascunse sub paloarea lunii, câteva linii din ce în ce mai subțiri. Surorile mele își lasă culoarea părului în ape, plutesc pe lângă maluri ademintor, să nu spui ceară pe inimă, nu învelind tăcereri. Cerul s-a scorojit, dar pe pământ nu ajunge nimic, ani numărați bătâți pe muchie, fierarul își pierde ochiul, rostogolit la piciorul meu, fratele nostru, de ce nu vii să dormim cum dormeam noi odată? Caută în Atanor lumina stinsă, chipuri suprapuse când mă aplec peste mama. Aș fi zis că soarele bătrân îmi va spăla limba, rămân zile în șir fără femeia galbenă, fără să scriu nimic despre mine ca despre fratele meu, strivesc strigătul sub măști violete. Mulțumim. Nu am
Bistruță. Călugărițe pe schiuri. E un poem pe care nu privilegiu să-mi spun, am vrut să-mi știu de rost. Nu, am și vrut să-i spun, să țin dedicție Ion Moldovan, pentru că l-am auzit de câte ori, ca să mă pot ierta. Am văzut călugărițe pe schiuri, la Piatra Fântânele, un contrast izbitor între alb și negru. Aveau fețele îmbujorate și mâinile umede și fierbinți, precum concurentele aprige în fața unui mare și dificil campionat. Făceau slalom printre troene, o demonstrație pe bune a libertății. Niciodată nu am să uit abilitatea cu care au traversat curtea mănăstirii și cum au escaladat și au coborât muntele și cum în urma lor chiliile s-au făcut foarte mici și neînsemnate, închizându-se pe rând cu zgomot metalic precum coliviile. Păreau dintr-o dată păsări exotice, femei libere, logodnice, mirese adolescente, mișcările lor aerobice, salturile lor în aer, aterizările lor grațioase și tandre. Schiul, sportul acesta atât de laic în definitiv, mi-au readus în suflet toate legile fizice și ca într-o ilustrată de Crăciun, cu îngeri și norișori am întrezărit la capătul pârtiei păcatul sub forma strălucitoare a gravitației. Am văzut călugărițe pe schiuri la Piatra Fântânele, eram pe terasa de la atelierul de croitorie și le analizam cu voluptate de pasăre răpitoare, cum își spălau toate gesturile negre în oglinzele albe ale zăpezii, ca un corb uriaș, întrebarea mea l-a repit dintr-un foc libertatea, cât îmi pare de rău acum că n-am fost mulțumit de răspuns, schiem până la domnișoară, la pensiune și ne întoarcem. Deși s-au făcut cercetări, spun salvamontiștii, nici azi nu se știe în ce direcție au dispărut monahiile de la mănăstirea Piatra Fântânele. Să mă iertați! George Cuiulescu, satul Duminica Fricii. E o târfă de seară în nori care îți lasă valurile ei sordide în ochi, precum lasă șișurile cicatrice prin ungherele urbei. Asta faci în duminica fricii tale din nord, stai cu o târfă de carte, lectura e un lupanar. Matca se împerechează și moare, stupul e doar pentru cuvintele albinuței care fac ceara lumânărilor plăcută pentru biserici. Asta îi întreb pe bătrânii barzi în duminica fricii mele din nord, care se hrănește cu hula hieroglifelor din alte cărți. Sunt cărpănoși cu toții, tari în definiții. Poemul are o glorie, iar poetul o moarte. Nu ești într-un cuib pe pagina lui, la care barz aduce puilor în gușă broaște din mlaștini. Mai bine vezi la scripirea unui cuțit alunecând pe alt cuțit decât în duminica fricii, când nu-ți dibuiești hârtia pe care scrii, îți faci torțe din paginile altor cărți despre frică. Scrumul lor cade pe colata albă ca urnă răsturnată într-un osoar. Nu mai știi care fir de pulbere a fost un os de tibie, care o aortă a inimii, care din lobul urechii. E duminica fricii tale în mijlocul paginii, o târfă de frică care te urmează în toate nopțile din nord, când poți să-i spui cenușii, frate Borges, frate Eminescu, frate Kafka, ceea ce arde, continuă să viseze adierea vânturilor. Cenușă e acum întreaga ta pagină pe care scrii, pe care vrea să scrii. Dar în cenușă firele de pulpere nu se aliniază precum planetele pe ceruri. Ele se grămădesc fără cap și coadă ca și cuvintele de târfă în urechea fricii tale din nord. Nu găsești nicio piatră în care să poți săpa o literă, nu găsești niciun lemn de cruce pe care să însemne un nume, lemnele se chircesc în ghinda din lut și barda e acolo pe structura de rezistență a clarității din creier, claritate de târfă răbdătoare. Barda e seară de seară acolo și frica ta pe coada ei ca o mână de rege care face semn bufonului să râdă în locul său. Cine ar șovăi lângă curva asta de bardă într-o noapte a fricii din mijlocul paginilor? Casia Maria Spinino. Copiii plâng la fel. În toată lumea copiii plâng la fel. Și în moschei, palate, temple sau biserici, în case mari, în corturi, pe ulițele satului, pe bulevardele încastrate de blocuri riguros aliniate,
este împărătești, oriunde, aceleași lacrimi pe obrazi plâng și plânsetul la fel se aude. Copiii ori și unde plâng de foame, de tristare, de durere, când singuri sunt lăsați sau părăsiți sunt de părinții plecați la cer sau la alte țări, uitați prin case de copii sau pedepsiți de îndurători. Ei plâng și își plâng amarul că sunt născuți în luna în care același plâns l-au copiit. De dimineață a avut loc o discuție, aș vrea să particip, dar la un moment dat m-am răzgândit. Era vorba despre conexiunii, chestiuni izomatice și mi-am dat seama că noi trăim într-un tablou care un pic foarte bun l-a și dictat deja. El se numește Coam de Tablă, lui Fantan Latour, unde Rimbaud și Verlaine, cei doi buni amici și care s-au despărțit atât de dur, stau cumva melancolic la colțul mesei, alături de un grup important de oameni ai epocii. Ei doi au rămas mai degrabă în mintea noastră, deși și ceilalți actori, să spunem așa, principali ai epocii respective, au avut însemnătatea lor. S-au rămas acești băieți care stau cumva foarte retrași, discreți și cumva uitați de pictor, deși foarte bine semnalizați și simbolizați. Atunci m-am gândit că ăsta ar putea fi și tablou, paharul. Suntem posteritatea care a uitat pe cei de dinainte și vom fi cei ce au fost deja uitați de ei care se pregătesc asidu să nască neștirea noastră veselă. Verlaine și Rimbaud melancolici în colțul lor de masă, înconjurat de atâtea anonimi care se luau ascuns. Oare paharul de vin din mâna poetului e gol? Asta e cu adevărat fotografia noastră? La fel de mult ca sângele uscat pe mâinile nevestelor din toată lumea când îl trimit pe nebun să-și ia corona de la rivalul găsăbit noaptea. Apoi visăm în plină zi, până ce mintea ni se umple, o pernă cu cenușa acelei industrii dintre cuvinte, râsul jecos al pietrei, din care ai făcut parul, unde cuminți dormim până la capăt, nici morți, nici vii, nici părăsiți, nici îmbrățișați. Estropiați și caduci, cum ar fi spus un rege războinic despre soldații supraviețuitori, spălați doar de plecma secolului în care nu vom exista nici măcar în memoria pisicii, care îi plăcea să doarmă lung pe gândurile noastre. Unde sunt eu, marele risipitor? Băiatul care vede la timp paharul ce stă să cadă la colțul mesei și are grijă să fie mereu plin când toți ceilalți se platină la petrecerea de mine. Pe undeva, lipsit de grijă sorții. Mulțumesc! Am simțit așa un curent shakespearian în poemul ăsta. Gheorghe Vidicaru. Fisura privirii. Acoperi fisura privirii cu palma de alun, potulești fulgerea ierbii, oglinda lacrimii se urtește în călățimitul soarelui, moare de foame, iedele roșii dimineața pune sete cu socul de rouă, măcănitul cerilor ascunde pasul timid al stâlului intimitatea căpurii, dacă se taie o parte, naște firescul din renunțări, demnitatea frutelor de ori a fost arsă pe rup, tintele braie în loc, puntelor păsate din buzele, lumina împărată în gol, plânsul copilului, un cânt de pe leagă, cântat poposilor, sudura fântânii, apa mare de sete, scârțitul ei, o prăpat pe răzutul soarelui, cercetorul duce gălăgia copilor la scaldă, visura privirii, o caricatură a sfârșinașului, oportunistul lupe de o coastă de gnieții, împărează foamea, privirea de astea ascunde căutătorii de perle, stropul de lou fără fură cu ierbii, sucurile răsăritului gădesc iepul.
sălbatici, eternitatea paralizată de cina, sura privire cu frescă, cu amuit, sângele tău culoare în una învingătorului, îl trage pe lucrul sălbatic, îngroapă în vin și sura privire de mine glorie, gălăgia copilor i-a format un rătunt unui naționalism preșcolar, la limbul dârgei, ospinalele de Dumnezeu, consiliare ca un scapan cu păstrâni, Grande de Deus, de memória tăcerea scânului ferestre de ușa se deschid singure pentru a intra chipul desenat pe nisip ciobul în Academia de Artă. Respirația potopului rămânește sângele rănilor făcute cu întrebări în Biblioteca Națională de forma Hârtiei pentru Schimb. Scuturi cenușa, din ce? Din de ce n-a fost? Prima oficială aici, Nic, doamna Mița. Și Constanța. Nu cred că cum mai arătat domnul Brasel, care m-a dat cuiva din revista Poezie, că mai mult de atât, scăradelul cenacului. Da. Ne-am adunat ca în orice seară. E timpul de a decide cum. Se va sfârși comedia iară spre a începe de la scrum. Ispitele au rămas pe scară, că în încăpere prea mult fum. Ne-am adunat ca în orice seară, e timpul de a decide cum. Răsună ca într-o catedrală, un râs sinistru de nebun, întins pe o placă funerară, stălcaii, proscris să vadă cum, ne-am adunat ca în orice seară, spre a reîncepe de la scrum. Rovenul închiderii în crisalidă. Să te închizi în crisalidă e o soluție de mormânt, care zeului cuvânt îi se pare suicidă. Să te închizi în crisalidă, să aduci sincopa în gând și să o torci ca o omidă, să te închizi în crisalidă e o soluție de mormânt. Însă clipa e perfidă în taverna minții când se înfilipă ca un cânt o secvență dintr-o pildă. Să te închizi în crisalidă ca soluție de mormânt. Mulțumesc, aceste rondeluri au fost scrise acum când eram studentă și sunt mai valabile și astăzi. Sunt valabile și astăzi. Bună ziua, ce eu sunt bucătoare cu vita soțului meu. Emil Mircea Reșiu.
N-am spus nimic, suntem toate abătuți la brază, la iertătoare mari, cu închicituri mici, sorbitul din ceașcă și inevitabil. Și ultima. Te barricadezi în mori și mori. Explică despre nimicului și apoi despre tăcerea lor. Visam în timp ce vorbeam, nu doar cu călății vorbeam, cu culoar inconștient va curge și ne va mesteca. Limbajul nu va ține cont de nimic. Să merg ca să nu fie rău. Unde zaci, ar trebui să fie la fel. Mulțumim. În cazul de la aniversar, în 60 de ani, în revista Mosaic. Are un dosar. Un dosar, poate face un poem, da? Mi se spune Nene Aurel și vă propun două poezioare. Prima. De Sfinții Voievozi. 1886. Duhovnicul notează o sfântă mărturie de Sfinții Voievozi, o surpriză are să fie. Sosiva la altar, în fața lui Iisus, să se mărturisească prin ce are de spus. Eminescu al nostru smerit s-a spovedit, i-a sărutat și mâna, apoi s-a împărtășit. Era limpede la minte, lucid în vorba lui, umil, retras și trist în taina gândului. Părinte, am dorința să mă onorați, lângă malul mării să mă îngropați. Să fiu cât mai aproape, pe lângă o mănăstire, cu maici evlavioase să-mi cânte din saltire. Cu drag să le ascult pe la chindie sara, cum freamătă pădurea la algafton chitara. Pe glasuri odulate să mă aline dorul, drag inimii mele, petreacă-mă fiorul. În neamț să mă însoțească cântarea lumină lină, în pace totală să am liniște de plină. Nimic nu mai apasă lumina mea lumină, în anul 86 am luat lumină lină. A doua poezioară, el se numește Timpul. Timpul devorează în cale miliarde de secunde, vrei să scapi, dar nu ai spații, nu ai unde te ascunde, simți cum vine viitorul și spre tine se avântă, n-ai prezentul care îmbrață să te iei la trântă. E o milime de secundă ce se duce ca să jata, trecătoare bune, rele, bun creștin, secunda-i gata. Dar în timpul veșniciei, paradis nemărginit, nu s-au scumpat de ceasul vreun creștin prea fericit. Timpul mor, scultat în piatră și în marmură înghețat, este timpul veșniciei, Domnul fie lăudat. Mulțumesc! Dan Popescu, Dan Hoia, Horaciu. Când am semnat, nu știam că vor veni după mine, vor fi din crevase ca armată de îngere Apocalipsului, vor spulbera zăpezi în dimineți cu rujeri portocalii, sau fi vor poate zorile după noaptea poeziei de dragoste. Mai trebuie să împachetez trandafirii, vestea de zadinar și să ard ce nu pot să privesc. Vor veni după mine, după capul meu, cu gula de antelat de zăpadă, aici, pe platoul cu iarbă neagră, sticloasă. Și al doilea poem. La ieșirea din muntele Masinilă. Ploaia de la capătul tunelului nu mai cade printre ierburi și păsări. Coloana efervescentă a fulgerului sigilează întunericul, fierbinte ca potul unui câine adormit, peste mâna care va scrie aceste rânduri, flashback-uri decapotabile, parcate pară de pară, cotloanele întunecate ale memoriei.
citește acum, ca